Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, 13 iunie, vom povesti despre viața Sfintei Mucenițe, Achilina. Sfânta Muceniță Achilina s-a născut în Biblos, cetate din Palestina, din părinți creștini. La vârsta de 7 ani, Sfânta Achilina cunoștea toate tainele credinței creștine, iar la vârsta de 15 ani, a început să le învețe pe fetele de aceeași vârstă credința în Hristos și le îndemna să nu se închine idolilor. În vremea împăratului Diocletian, 284-305, Sfânta Achilina a fost biciuită. I s-a înfipt o vergea încinsă în foc, prin urechi și prin creier pentru a nu se închina, pentru că nu se închina idolilor. Moare din cauza acestor chinuri, iar trupul său este aruncat în groapa de gunoaie din afara cetății spre a fi mâncat de animale. Noaptea, un înger al Domnului a ridicat-o din moarte. În ziua următoare, la porunca guvernatorului Ulosian, călăii i-au tăiat capul Sfintei Achilina. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem și la alte filmări.